Bine ați venit pe canalul IT Simplificat. Eu sunt Emil, iar astăzi vă voi prezenta cum se face update de soft de la versiunea 4.2.2 la versiunea 4.4.2 pentru tableta AllView i10G. Urmați cu atenție instrucțiunile din video și nu uitați faptul că update-ul îl faceți pe propria răspundere. Primul lucru care trebuie făcut este să intrăm pe site-ul AllView și să căutăm tableta Viva i10G. Odată ce suntem pe site-ul lor, putem descărca programul și softul care ne ajută să facem update-ul. Dați scroll până în josul paginii și dați pe descărcare fișiere. Eu le-am salvate deja în calculator, le-am mai salvat odată, dar voi dați descărcare fișiere, le salvați oriunde aveți nevoie, unde aveți spațiu. După ce s-au salvat în calculator, veți vedea o arhivă ca aceasta. Dați click dreapta pe ea, folosiți orice fel de program, cum e WinRAR-ul, 7-Zip-ul, pentru a extrage fișierele dinăuntru. După ce s-au extras, veți vedea un folder ca acesta. Primul lucru care trebuie făcut este să instalați Intel Android DVR Setup-ul. Al doilea lucru este eShow cu CBU. Al treilea lucru este să instalați Manufacturing Tools, softul acesta. Iar al patrulea program care mai trebuie instalat este acesta, Net Framework, dar doar în cazul în care rulați pe Windows XP. Cei care au Vista sau Windows 7 sau Windows 8 chiar, nu mai e nevoie să mai instaleze Net Framework-ul. Ok, după ce am instalat și programul Intel Android și eShock-ul, toate se fac în procedeu normal, next, 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 finish. Instalăm acum programul Manufacturing Flash Tools. Puteți să vă selectați locația unde vreți să-l instalați. Eu îl voi lăsa așa, by default. Debifăm această opțiune. Finish. După ce s-a instalat programul, următorul lucru este să copiem acest custom config, fișierul acesta, în folderul în care am instalat programul Manufacturing Flash Tools. Ca să aflăm locația, dăm click dreapta, Open File Location, aici, dăm click dreapta și Paste. Acum deschidem programul, ne ducem pe File, Settings, aici, la vid, vom avea 80-87, aici vom avea 0A65. Cam atâta de modificat în partea aceasta a programului. Îi dăm Apply și OK. Următorul lucru este să ne ducem pe Open. Căutăm unde am dezarhivat folderul în care am dezarhivat programul. În cazul meu este pe desktop. Adică acesta. Iar cu Open-ul vom deschide în folderul unde am dezarhivat inițial programul, vom deschide SW Viva i10G KitKat. Înăuntru se va afla un HTML pe care îl deschidem. Acum următorul pas este să trecem la tabletă. Să ținem apăsat pe volum în jos, volum în sus și power, până când apare ecranul
Viva i10G. În acel moment conectăm tableta la program, iar acesta va începe să facă flash-ul noului soft. Ok, după ce s-a instalat softul pe tabletă și boot-ul care v-a apărut a durat mai mult de 2-3 minute pentru că este un initial setup. Acum trebuie să instalăm sound driver-ul pe care softul, când l-am instalat update-ul de KitKat, nu-l are. Acesta vine separat. Ca să-l instalăm, luăm din folderul inițial de unde am dezarhivat programul care l-am descărcat de pe site-ul Worldview. Din folderul acesta luăm pe cel care scrie SoundDrive cu copy și paste în partiția D. Neapărat în partiția D. Nu un alt folder din partiția D, pur și simplu pe partiția D, îi dăm click dreapta și paste. Conectăm tableta aprinsă. Aceasta trebuie adusă în modul debugging. Vă voi pune o poză cum se ajunge la acest mod debugging. Tableta conectată în modul debugging la calculator printr-un cablu micro USB, pornită, deschidem folderul SoundDrive și ne ducem pe comanda pe care scrie update, îi dăm click dreapta și run as administrator. Acum va începe să facă update-ul fără niciun fel de problemă și să vă instaleze driverul audio. Succes și dacă aveți întrebări sau comentarii, lăsați-le în partea de jos a videoclipului. Vă mulțumesc!